Salut tuturor, sunt Radu și acesta este Samsung Z Fold 2, este telefonul lor de ultimă generație pliabil, da, e cel care se deschide și se face tabletă și se închide la loc. Și făcându-mi acum planul despre ce să spun la acest review, mi-am dat seama că nu poate fi un review normal, pentru că nu este un telefon normal. Cred că sunt 5 alte telefoane pliabile în lume în acest moment și 3 sunt făcute de Samsung. Este un uh, produs de nișă, de un tip de produs atât de nou încât chiar nu poți urma pașii săi normal. De exemplu, are rost să fac teste de performanță, adică are un Snapdragon 865 Plus și 12 GB memorie RAM. E clar că va merge extraordinar în orice aplicație. Nu pot însă testa performanța cu, să vă spun o cifră, pentru că rezoluția, până la urmă, e una atipică. deschizi așa și o rezoluție pătrată. Nu sunt optimizate aplicațiile pentru așa ceva, nu sunt optimizate nici testele, da? Așa că mai degrabă o să vă spun o impresie. Cum mi s-a porumit acest telefon, dar fără a intra în detalii prea tehnice. Ca să avem totuși punctul de referință, vă spun așa, ecran de 6,2 inch pe partea aceasta. Îl deschizi, că de asta e telefon pliabil, și aici e ai un ecran de 7,6 inci în 120 de Hz refresh. Are balamau asta foarte cool, de poți să-l pui așa pe masă și stă și te uiți la YouTube ca și cum ar fi un laptop. Foarte performant, după cum vă spuneam, trei camere foto pe spate, în fine, un flagship adevărat. Și costă cam 7.000 de lei în acest moment, mai ieftin dacă nu mă știu, decât, decât prima generație care parcă veni sau 9.000 de lei pe piață. Cum e însă telefonul? Păi vreau să vă spun în primul rând că am descoperit în aceste zile de utilizare că m-aș putea obișnui cu el. Știu că mulți spun, vai, dar e gros, pentru că e gros e cât două telefoane și e greu, are 280 de grame. Dar, nu știu, pe mine nu mă deranjează niciodată faptul că un telefon e un pic mai gros, adică nu încerc să-l bag în cutia poștală. Beneficiile aduse de faptul că devine tabletă și ai acest ecran de mari dimensiuni sunt mult mai mari decât lipsa de confort cauzată prin grosimea asta excesivă sau prin greutate. L-am purtat împreună cu telefonul meu un buzunar, aș putea purta și singur, ca să zic așa, fără mari probleme în acest caz. Prin urmare, m-aș putea obișnui cu el, deci cred că oamenii care se tem din motivele astea constructive, că nu e un telefon bun, nu au de ce să se teamă. Te obișnuiești rapid cu el și, după cum vă spuneam, vine cu avantaje care compensează imediat uh, dezavantajele aduse de form factorul său. Și avantajele astea chiar sunt importante, adică e genul de telefon care te încântă imediat ce-l folosești. Hai zice, e mare scofală că ai un ecran mai mare. Bă, dar știți cât de mișto e? Deci, în activități astea triviale, deschizi Instagram și. nu oh, știu, te uiți aici la fotografii. Păi sunt mult mai mare, așa pe ecran. Te vezi imediat. Editezi fotografii. E fotografia ceva. Cele trei camere apropo sunt excelente. Sunt la nivelul lui Samsung, nu știu, S20, Note 20 acolo. Deci, un, un modul foto Samsung de top. Uh, rezoluții normale, nu s-au dus în 108 megapixel, 64 megapixel și așa normale, dar ai zoom normală și ultra wide, cum e cazul acum. Și poți, cum vă spuneam, pe acest ecran mult mai mare să editezi mai ușor fotografiile, dacă îți place un pic de să intri în ele în uh, Snapseed. Dacă ești în mediul business și acest telefon cam e gândit pentru mediul business, acolo e și mai bun. Ți-a trimis cineva un PowerPoint și trebuie să dai uh, aprobarea pe el înainte să fie prezentat. Păi îl vezi mare pe ecran. Ai un Excel. Nu știu dacă ați urmărit vreodată un Excel pe un ecran normal de telefon. E complicat. Tabelele nu sunt făcute pentru uh, telefoane stilul portret. Așa, bă, dar faci pe un ăsta mare. Șmecherie. Citești ceva. O carte. Poți citi o carte aici. E cât Kindle-ul meu te uiți la știri, te uiți la YouTube, te ajută și situația asta în care îl pui așa să stea ca un laptop. Chiar este o formă ce ar putea prefigura telefonul viitorului, ca să-i spun așa. Eu cred că în viitor Samsung va renunța sau va modifica seria Note și acesta va fi de fapt flagship-ul adresat clasei business, gamei business și oamenilor care vor un telefon care face mult mai mult. Asta mi se pare că este telefonul care face mai mult decât smartphone-urile din ultimii 5 ani. Deschide noi posibilități, ca să spun așa. Și nu doar Samsung-ul ăsta, că nu, nu, doar despre el zic asta. Despre orice telefon care vine cu acest form factor, da? cu un ecran rezonabil de mari dimensiuni totuși pe partea frontală și dar când vrei și mai mult, l-ai deschis și ai mai mult. Bun, în particular pe acest model, nu pot să nu observ evoluția foarte mare față de generația anterioară. Deci generația anterioară avea aici un ecran mai de mici dimensiuni. Cred că era cam așa raportat la aspectul carcasei. Acum este full size. E atât de mare încât deschizi mai, mai, de mai puține ori telefonul ca să te bucuri de ecranul din centru. Poți rezolva mult mai multe chestiuni pe acest ecran și deschizi mai rar telefonul așadar. când îl deschizi ai avantaj. Un avantaj mare este că au rezolvat nociul. Generația anterioară avea un noci ridicol de mare, era în partea asta, așa, o bucată întreagă luată de camera de selfie de acolo. Acum e una absolut rezonabilă, un punch hole mic în ecran. Nu mai e senzația aceea că ți-au mâncat din spațiu. Apoi, ai camere pe toate părțile, două camere frontale pe acest telefon, de fapt. Ai camere bune pe spate, ai uh, tot ce trebuie pentru, pentru a utiliza acest telefon uh, pe o durată mare de timp pentru autonomie bună și așa mai departe. Asta cu autonomia să știți că mi-a fost imposibil de testat. Mă dați seama că atunci când ai un ecran atât și un ecran care într o dată e dublu, autonomia poate varia enorm în funcție de cum folosești fiecare acest telefon. Nu? Că în fond, dacă stai numai cu ecranul mare deschis, poți să îl consumul mai repede, dar se încarcă rapid, are toate avantajele unui flagship Samsung. Observ și că în acest telefon se vede de fapt că prerentează să fie early adopter. Adică cei care au cumpărat generația anterioară și au dat, nu știu, 9000 de lei pe primul Galaxy Fold, acum cu 7000 de lei poți avea un telefon mai bun pe toate planurile. Mai performant, mai arătos, balama mai bună, noci inexistent, camere mai bune, ecran frontal mult mai mare. Pur și simplu au îmbunătățit substanțial. Generația asta a doua e e un salt evolutiv mare între generații. De ce? E normal, e o gamă nouă și atunci fiecare an aduce evoluții făcute în pași mari. Probabil că de la generația, eu știu, 8 la 9 nu vor mai fi pași, exact cum se întâmplă acum de la S8 la S9, de la S10 la S20. Nu mai sunt pași atât de mari făcuți și de asta zice lumea că e un ciclu de update de 2 ani. E pe foldable, pe astea cu ecran flexibil, de la an an a fost un pas foarte mare făcut. Și îmi pare rău de cei care au cumpărat uh, prima generație pentru că a doua chiar e substanțial mai bună. Ce nu mi-a plăcut la el, singurul dezavantaj e că ecranul ăsta e moale. Vi l-am zis și la unboxing-ul făcut când l-am prima oară de fapt. Păi e cumva moale, are o folie lipită pe el și nu o poți dezlipi. Folia aia cred că e mai grosuță așa sau pur și simplu sticla ecranului e de așa natură încât pare așa că ți se afundă un pic degetul în el. Și senzația asta e foarte ciudată în condițiile în care eu sunt obișnuit nu să dau așa cu buricul degetului pe ecran, când poate nu te-ar deranja că e moale, ci un pic cu unghii așa, cu zona asta. Eu cam așa mici degetul pe ecran uneori când fac scroll, când așa. Și atunci parcă ai senzația că zgârii, că te afunzi un pic în el. Știți, în practică nu se zgârie, dar parcă n-ai viteza aia de alunecare pe un telefon care nu mai sticlă, știți, și pe care da, derulesc ca pe sticlă. Aici Parcă folia e un pic ce nu trebuie, ca să zic așa. Dar n-ar fi un dezavantaj care să mă facă să spun că telefonul ăsta nu-și merită banii sau că nu l-aș folosi cu mare plăcere dacă mi l-aș permite sau alte asemenea chestii. Mi se pare că Samsung demonstrează acum că a venit vremea telefonelor pliabile. Sigur, pentru cei cu bugetul de 7.000 de lei cât costă unul. Generația trecută era o demonstrație tehnologică bună. Acum cred că s-a ajuns la etapa de maturizare a produsului. De acum e un telefon pe care îl poate folosi oricine și îl permite, desigur. Dar e, e acolo, e ce trebuie. E, da, de acum astfel de telefoane sunt utile. Sigur că nu este la apă și praf. Nu știu dacă va fi vreodată, teoretic poate fi, se pot rezolva diverse probleme aici la Balama pentru a sigila componentele, dar nu e crucial acest aspect, nici genul de telefon care te arunce în piscină și mai are mici neajunsuri legate poate de acea folie ușor uh, flexibilă din interior, dar în rest și foarte bun. Deci, în sfârșit, telefoanele pliabile au ajuns la forma lor, la una dintre forme, că știți că este și acel Z Flip care dintr-un telefon mic devine un telefon mare, asta dintr-un telefon mare devine un telefon și mai mare, o tabletă. Mi se pare că genul ăsta de telefoane care devin tabletă au ajuns în etapa de maturitate. Asta mi se pare că demonstrează Samsung cu acest model. E scump, dar cine și-l permite, cred că va avea un telefon de care să fie încântat. Singurul sfat pe care îl pot da este să vă asigurați că vreți un astfel de telefon. Că dacă dai 7.000 de lei și apoi descoperi că mh, aveam nevoie așa mare de ecranul ăsta de 7.6 inch, poate erai mai câștigat dacă luai alt telefon. Dar cei din domeniu, cei care sunt mereu on the move, care au nevoie de ecran mare și pentru a vedea chestii de muncă, pentru a scrie mai rapid un mail, pentru a vizualiza mult mai bine date, tabele, informații, grafice, fotografii, pentru ei este foarte bun. Cam asta e concluzia mea. Repet, nimic de reproșat, foarte mișto de utilizat și mult îmbunătățit față de generația anterioară. Un telefon care demonstrează că e un viitor pentru astfel de uh, foldables. Mulțumesc că v-ați uitat la clip. Ne vedem la următorul. Dați un like, subscribe la canal dacă v-a plăcut. Să aveți o zi bună!